Și clipa în care ați reușit să fixați simetrie de grade, prelungim și ducem și ăsta este punctul C și ăsta este lângă A, B, C. A, B, C, 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 C. Bine. Alt punct. C. Ia să vedem. C-ul. Măsura acelui C egal cu 45 de grade. C-ul egal cu 45 de grade. Iar BC egal cu 5 cm. BC egal cu 5 cm. Atenție, tot în A. Deci tot în A trebuie să fie unghiul de 90 de grade. Eu o știu pe BC acum, de 5 cm. N-am altă soluție decât să iau pe BC. Da? Deci să iau pe BC. BC. De câte spune? De 5 cm. Așa. Duc unghiul cei de 45 grade. Păi, în ce pot să fixez aici? Eu am să fac următorul lucru. Asta de aici o împart în două. Unghiul acela drept îl împart în două, că dacă îl împart în două, vine numai clar, numai bine de 45 de grade. Dacă nu, cu raportorul, mă duc și caut exact poziția și măsor la 45 de grade. Da? Și duc pe asta la 45 de grade. Și nu știu unde s-o opresc. Abar n-am. Da? O duc, sigur să este 45 de grade. Iar acum unghiul trebuie să fie de 90. L-ai luat de 45 și mai mic decât 45 la tine. Eu de când mi-am dat seama. M-am uitat așa și nu mi s-a părut că e împărțit în două. Deci unghiul ăsta e mai mic, e într-o 30 de grade, așa. Iar el să fie de 45 de grade, așa cum spune, cum am, și în desenul ăsta apare. Cum? Și unghiul ăla trebuie să fie de 90. Unghiul ăla trebuie de 90 de grade. Dar nu știu cum să-l fixez pe ăla. Mai sus, mai jos. Știi, când vrem să fixăm, cum fac eu aici, ca să fie de 90 de grade? Ei, ia uitați cum îl fac. Mă duc și caut pe linie să merg. Să fie punctul de aici și aici 90 de grade. Și mă deplasez continuu până când reușesc să unesc și să pe B, să-l unesc cu... să pot duce linia respectiv ca să treacă prin B. Și abia atunci am reușit să spun că unghiul ăsta e din 90 de grade, am măsurat noi. Deci ce am făcut? Am alunecat măsuri, ținând continuu 90 de grade, până când am reușit să găsesc poziția optimă, ca să trasez și să fie aici unghiul respectiv. Ia să vedem. La voi ați greșit? Faceți așa? Nu prea e 90 de grade acolo. N-are criterii, cred. Cred că n-ai raportor. Ai vrut, ai raportor? N-ai. Acum, fiindcă... Ia să vedem la tine. Aproximativ, dar tot mai fost riguroasă. Ăsta e 45. Da? Deci ăla trebuia mai deschis. Când ai pus raportorul, trebuia să măsori riguros 45 de grade. Nu așa, aproximativ. Uite, rămâne 45 de grade. E, văzut? Din cauza asta mai ieșit. Deci totul trebuie, dacă autorul îți spune, faceți așa, așa trebuie să facem. Nu, nu cu aproximații. Da, așa, scrie 45 de grade, dar din păcate, la început, ochiul vostru nu se educă pentru a măsura. Ați văzut cum am făcut eu? Eu am zis așa, am să încerc cu mâna liberă, fără raportor. Pentru că aici am zis, hai să zic că este echipare. Deci fac 90 de grade. Să-mi dau un două. Ca să fie 45 și 45, ca și cum ar fi bisectoare așa, nu? Și atunci,
mergea și așa cu ochiul, dar iată, între, a văzut desenându-se cam așa ochiul. Deci, eu nu mă simt foarte repede că ăsta-i sub 45 de grade. Da? Simt că e în 30 de grade, chiar sub 30, dar nu mai e nici cum 45 de grade. Că ăsta de aici nu-i cât ăsta. Deci, oricum, l-ar duce în afară de poziția asta, face ca unghiurile acelea, cum se cheamă asta, adiacente, vecine, să nu fie congruente. Și într-o astfel de situație, iată-ne că trebuie să fim mult mai atenți, să încercăm să desenăm. Ce mai este important? Deci ăsta câte grade are, am spus? 45, da? Ăsta câte grade am spus că are? 90, da? Și veți, nu știu dacă vreți să ascult, la școală, suma unghiurilor unui triunghi. Adică toate unghiurile adunate într-un triunghi, știți câte grade fac? Suma unghiurilor. 360. De 360 știi tu ceva, dar unde? Într-un cerc. În jurul unui punct. În jurul unui punct. 360. Dar aici, nu? Uite, așa. De unghi alungit am vorbit? 180. Fac 180, sigur că da. Deci suma unghiurilor fac 180. Și dacă fac 180, dacă unghiurile astea adunate fac 180, ăsta fiind 45, ăsta 90, așa de s-au fost, 90, 45. Știți voi cât ar fi fost ăsta? Câte ori rămas să fie? 180 minus 90 minus 45. Adică? 20. Cât? 20. Ia să mai faci o dată. Dacă din 180 scădem pe 90, rămâne 90. Și din 90 dăm 45, cât rămas? 45. Rămas să fie 45. Iată că triunghiul ăsta are o calitate extraordinară. Unghiurile astea de la bază sunt egale. În ce triunghi se întâmplă ca unghiurile să fie egale? Isoscel. Deci dacă noi știam lucrul ăsta, ne-ar fi fost mult mai ușor să construim triunghiul. Pentru că în clipa în care aveam de BC de 5, aveam să construim aici unghiul de 45 de grade, care era raportor. În partea asta aveam tot de 45 de grade și ne se întâlneau cele două drepte într-un punct, acolo, și ne era foarte ușor și ăla ne-a să fie de 90 de grade și era construcția foarte deșteaptă. Că ne duceam în cazul de congruență de mai înainte. Când am avut pe AB, unghiul B și unghiul A. Deci pe ăsta, ăsta și latura. Și așa asta este o situație fericită. Pentru că avem o latură și unghiul la bază. Și construim foarte ușor cu asta. Construim pe cealaltă și nu s-au întâlnit, ăla-i vârful. În situația anterior, în situația de față, eu am repetat problema dinainte, în situația de față a fost un pic înderută, pentru că nu mai aveam, aveam pe ăsta de 90 de grade, dar aveam pe BC, cum se cheamă asta care s-o pune într-un 90 de grade, se numește? Ipotenuză. Ipotenuză, da, se numește ipotenuză. Și astea două se numesc? Catetre. Catetre. Ei, în situația asta nefericită, când cunoșteam ipotenuza și nu i-a scuțit, dificultatea a fost mai mare, pentru că eu am luat de BC ca o dreaptă, consecvent. Ei, am construit în capăt un unghi de 45 de grade, că știu să construiesc un unghi de 45 de grade, dar când privește unghiul de 90 de grade, mi-a fost foarte greu, pentru că nu știam cum să-i duc acolo. Și ce-am făcut? A fost destul de interesant cum am gândit. Adică am zis așa, eu 90 de grade trebuie să am. Și am fixat aici 90, punctul pe dreaptă și am alunecat așa, până când m-am putut să duc unghiul de 90 de grade. Că când, în situația în care aș fi știut să construiesc unghiul ăsta până la 180, aș fi fost de 45 și aș fi fixat, cum am fixat în partea aia, fixat cu față, se întâlneau acolo și era de la sine, înțeles, în unghiul de 90 de grade. Da. Deci, ce lucruri interesante ați învățat?
construcția unui triunghi în câte situații. Când se dădeau catetele A, B și A, C și unghi de 90 de grade, unghi dintre ele, de fapt era aici latură, unghi, latură. Asta este latură, unghi, latură. Aici ați avut unghi, latură, unghi. Și aici suntem în situația mai dificilă, că avem o singură latură, de ce? Și un unghi, da? Deci am, dacă vreți, unghi, unghi, latură. Unghi, unghi, latură. Unghi, unghi, latură. Ea este mai dificilă pentru că trebuie să se ascunde în culise că suma unghiilor te facă brău. Suma unghiilor fac 180 de grade. Și atunci ne ducem la cazul anterior. Da? Ne ducem în cazul anterior. Când zicem unghiul 1 plus unghiul 2, adică A plus B plus C, A plus B, măsura lui A, măsura lui B, plus măsura lui C, fac împreună pe 480 de grade. Și în condițiile astea, deci ne ridicăm și ne ducem foarte ușor. Da. Cred că s-a dus timpul, aproximativ, rămâne... Da. Da? Rămâne să continuăm mâine cu întrebările. Sinteza a fost construcția unui triunghi, da? Construcția unui triunghi. Construcția unui triunghi. Și încă ceva, am vorbit despre înălțime, da? Înălțimea unui triunghi. Concurența înălțimilor. Înălțimilor. Concurența înălțimilor într-un triunghi. Și anume, aici am vorbit despre ortocentru, parcă, nu? Ortocentru. Triunghiul. Ortocentru triunghiul. Într-un triunghi de critic, încă o dată întreb, unde este ortocentru? Într-un triunghi, într-un triunghi. În unghiul de 90 de grade, da? Da. În unghiul de 90 de grade. Când pică ortocentrul exterior? În ce fel de triunghi? În obtuzul unghic. În obtuzul unghic. Și în centru ascuțit unghic. Și în interiorul, nu în centru. Nu poate vorbi de centrul triunghiului. Ci în interiorul triunghiului, în cazul în care avem un triunghi ascuțit. Faceți și voi răbăte. Asta e teorie de parte. Nu uitați astea și mâine ne vedem și discutăm. Să prietenul nostru să le spuneți ce să facă, să nu uite să dea like și share. Așa. La momentul ăsta. La revedere.